Astăzi ați prezentat cel de-al 18-lea raport Media Factbook, raport anual referitor la cheltuielile de publicitate din piața românească. Este un majorat cu artificii, o sărbătoare cu artificii, e o sărbătoare precaută, având în vedere că cifrele seci vorbesc despre o stagnare a pieței de media buying din România. Mai întâi mulțumesc, Costin, pentru acest interviu. Suntem extrem de mândri de produsul nostru. De anul ăsta sărbătorim 18 ani de când lansăm în fiecare an anual anuarul, studiul nostru referitor la overview-ul de market din România. Este un efort pe care îl facem. Suntem singura agenție care face acest efort, care aduce practic pieței din România date foarte clare, adunate, un efort de un an de zile adunate, tocmai pentru mai multă transparență, tocmai pentru a educa, tocmai pentru a ști mai multe lucruri despre piața din România. În fiecare an ne străduim să găsim lucruri noi, să aducem în atenția marketerilor și în atenția publisherilor din România trenduri, lucruri care influențează piața, factori, elemente care conduc la progresul nostru în general ca piață. Noi ținem foarte mult la piața aceasta și ne dorim să aibă un viitor calitativ mult mai bun, să aducem întotdeauna noutate. Am determinat și în acest an, am identificat trenduri, elemente care fac această piață să crească și de care ne dorim să ne ținem în continuare. Unul dintre ele este integrarea multidisciplinară. Practic, vorbim de o gândire strategică care trebuie să stea la baza, încă din faza de debut a unei strategii de comunicare pentru un brand. O gândire strategică care să integreze practic într-un tot unitar, într-un ambalaj rotund 360, absolut toate disciplinele din comunicare și nu în ultimul rând touch point-urile, care sunt extrem de importante, în sensul că locul în care practic brandul se întâlnește cu consumatorul. O să zici, ce challenge e ăsta? Că până la urmă, all the time, întotdeauna, păi, da. Practic, noi ambalăm televiziune, print, radio. Astea sunt medii tradiționale. Challenge-ul este provocat de tehnologie, de progresul tehnologic. Și dacă până mai ieri era un challenge să acordezi toată această comunicare cu un smartphone sau cu o tabletă, perspectivele sau viitorul ne rezervă Google Glasses, ne rezervă wearable devices. Deci de fiecare dată noi trebuie să reinventăm acest proces de integrare a acestor noi touch point-uri. Tu vorbești despre lucruri care se petrec de la an la an, apar pe piețele internaționale tot felul de lucruri la care românii privesc cu uimire sau cu foarte mare interes. Dar dacă ne referim la cifrele din Media Factbook, vedem că piața a stat practic pe loc, ceea ce poate fi îmbucurător dat fiind că foarte mulți ani a scăzut, dar nici nu crește. Și singurul segment de creștere este digitalul. Vreau să te întreb ce înseamnă mai exact aceste cifre în raport, legat de integrarea de care vorbeai, despre ce se întâmplă la noi pe piață în general. Ce spun ele? Trebuie să privim un pic dincolo de cifrele astea. Trebuie să privim un pic din perspectiva consumatorului, pentru că până la urmă aceste cifre nu sunt generate cu creionul pe hârtie, nu. Ele sunt generate de consumatorul de produs din România. Și el este într-o continuă transformare, într-o perpetuă transformare. El nu mai e cel care era altădată, el s-a democratizat, spunem noi. El are putere în momentul ăsta. E power to the consumer, spunem noi, sau what you share is what you are. El scrie despre brandurile astea. Și atunci, el fiind atât de, cum să spun, ancorat în toată tehnologia asta nouă, noi trebuie
să ne adresăm lui, trebuie să fim creativi, trebuie să fim inovativi, trebuie să știm să-i dăm, să îl adresăm, practic, pe noile canale de comunicare. Deci, acesta este challenge-ul. De-aia foarte mult se pune accent pe partea de digital, pentru că brandurile își doresc în ultima vreme engagement, își doresc interacțiune, experiență cu brandul. Ori toate lucrurile astea ajung să fie date de zona de digital, practic din zona asta vin. Vorbești despre creativitate, inovație. Dacă ne uităm la ce spun agențiile de media din România într-un recent studiu IA referitor la viziunea lor, perspectiva lor despre creativitatea din piață, ele spun că nu prea există. Sunt nemulțumite de perspectiva creativității în piața românească de publicitate. Este jobul cel mai greu. Asta este jobul cel mai greu, să fii creativ și să reușești să targetezi într-un mod inovator acest consumator. Este într-adevăr un job foarte greu, dar pe care trebuie să ni-l asumăm. Poate că n-am făcut niște pași extraordinar de importanți, dar hai să ne uităm. În acest moment sunt atâtea platforme în zona digitală care creează interacțiune cu brandul. Sunt aplicații de mobile care fac lucrul ăsta. Dar practic astea sunt cele mai întâlnite moduri de interacțiune sau moduri de transmitere de mesaj relevant din partea brandului către consumator. Și aici aș vrea să spun că publisherii vor avea un rol foarte important. Toată lumea spune poate digitalul nu crește în ritmul sau poate display-ul local nu crește în ritmul pe care publisherii și l-ar dori, mai ales că publisherii sunt creatorii de conținut. Aici văd un domeniu de dezvoltare pentru publisherii din România, în sensul că aceste platforme, ca să fie tot timpul în contact cu consumatorul, au nevoie de content relevant pentru acest consumator, ori posesorii knowledge-ului de content relevant practic stă în zona publisherilor. Deci eu cred că mai devreme sau mai târziu publisherii vor reuși să monetizeze conținut pe care îl produc, care îl vor produce practic special tailored către aceste platforme de umbrelă ale brandurilor.